Naționala de volei a României Under 18 a obținut calificarea la turneul final al campionatului european care va avea loc în Olanda în perioada 1-9 aprilie. La turneul de calificare de la Ploiești disputat weekendul trecut, tricolorele au înregistrat 2 victorii și o înfrângere. În prima zi, România a pierdut cu 2-3 în fața Rusiei, iar după aceea a învins cu 3-0 la seturi Portugalia și Azerbaijan. Din echipa României de la acest turneu a făcut parte și mușceleanca Carmen Dițu, sportivă care evoluează la echipa de volei pregătită de profesorul Adrian Mihăilă de la CS Mușcel. Din păcate, Carmen Dițu s-a accidentat în primul joc cu Rusia și nu a mai putut face parte din lotul tricolor în victoriile cu Portugalia și Azerbaijan. Sportiva a avut nevoie de o pauză de cel puțin 15 zile. La turneul final se califică cele 8 câștigătoare ale grupelor preliminare, plus 3 echipe de pe locul secund cu cea mai bună linie de clasament, printre care se află și România. Acestea se vor alătura Olandei, care este gazda turneului final al campionatului european din 2017, în perioada 1-9 aprilie.